Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni vă propun să urmărim împreună mesajul pe care pastorul Suciu Ezechiel l-a transmis la conferința de misiune pe care am organizat-o anul acesta la Limănești Căciulata cu titlul În fața ușii deschise. Pentru cei ce nu ne cunoaște sau nu ne cunosc, sunt împreună cu soția, vin de la Speranța via Speranța. Am fost primul păstor a Bisericii Speranța din Cluj și plecând în Statele Unite am deschis și acolo Biserica Speranța. De fapt, înainte și paralel cu asta am deschis și în satul meu natal o Biserică Speranța. Așa că sunt omul la trei speranțe. Baba, chiar patru. Una care nu înșală. Una care nu înșală niciodată. Mă bucur și a fost... Știți câteodată, nu știu, păstorii poate mă înțeleg. Câteodată ajungi în punctul în care spui, cred că am muncit degeaba. Oamenii sunt indiferenți, nu le pasă de truda ta și de osteneala ta, de insomniile tale. Poate ar fi bine să nu mai fac chiar nimic. Venind în România după 8 ani de absență, mi-am dat seama ce binecuvântare a fost pentru mine să văd că puținul care a fost la început a crescut, că bulgărașul amic care a pornit de pe munte în timp s-a făcut mare. Și mulțumesc fratele Iacob Bergheanu care mi-a spus, știi că de la Speranța Cluj sunt cei mai mulți involvați în misiunea externă? Zic, nu, cât sunt? 7. Wow! Din Biserica Speranța, 7 involvați. Dați-mi voie să mă mângâi, să-mi vinde grănile, să mă încurajez, frații mei, eu pe mine, dacă nu-i cine. Și am zis, Doamne, fii slăvit. Sigur, nu-i rolul meu. Rolul meu a fost foarte mic. Rolul meu a fost să nu pun piedici. Asta a fost rolul principal. Și celălalt să mai pișc câte un pic accelerația. Dar în primul rând să nu pun piedici. Pentru că, dragii mei, nu suntem chemați ca și păstori să pornim o mulțime de activități și după aceea să fugim între ele, să mai le întreținem. Așa că am zis, Doamne, lucrarea e a Duhului Sfânt. Noi ne rugăm Ție să ne dai Duhul Tău. Te rog să miști niște oameni în biserică. Și obișnuiesc, le spuneam și celor din Linz, că obișnuiesc să spun așa, vagoane avem, locomotivele ne lipsesc. Și dacă într-o biserică ai numai câteva locomotive, le zic, fraților, luați și niște vagoane și porniți. Și le trag oamenii aceștia cu inițiativă după ei și se întâmplă lucrări mari și frumoase. Nu vreau să vă predic, am o desagă de predici, dar cred că sunteți sătui de predici. Aș vrea mai bine să învățați din greșelile noastre sau din bucuriile noastre. De aceea dați-mi voie o mică... Nici nu m-am pregătit, las să vedem ce vine pe bandă. Să vă spun cum am trimis primii misionari. Primii misionari am trimis imediat după Revoluție în sudul țării. Oltenița, Călăraș, Slobozia, și lângă Slobozia, băile Amara. Au plecat de la Cluj, din Biserica Speranța. Nu erau chiar toți din Biserica Speranța. Dar cum vă spun, mulți păstori au zis, pe ăștia să-i trimitem? Păi, dar cine zi? O sta pe bancă până acum. Mi-a plăcut de un frate, prieten al meu, Zaharia, el a fost mai simplu și mai direct. Ce frate, știi, citi în Biblie. Ce știu? Du-te în călăra și citește-le din Biblie, zice. Că eram și eu descumpănit. Mă, toți mă descurajează că vreau să trimit misionari și ăștia nu-s niște titani. Nu-s cei mai buni predicatori, nu au activat, deși au activat, dar mai neoficial.
ăștia duc lucrarea pe sate, așa, făceau și ei ce puteau. Frații nu i-au încurajat și din alte biserici au fugit la noi, că au văzut că la noi e ușa mai deschisă, apropo de ușa deschisă, și i-am trimis pe toți care au vrut să plece. Am avut emoții, adevărat, ne-am rugat pentru ei, am zis, știm că nu sunt uriași. Știți ce mă bucur? Mă uit acum, nu s-au mai întors de acolo, decât o singură familie. Fratele Ionel Burzo, care promisese că merge pe 3 ani și a stat 4 ani jumate până când soția a scuipat sânge. Și am zis, omule, nu ți-o mări nevasta. Vino înapoi la Cluj pentru că ai promis pe 3 ani, ți-ai depășit cu 50% ce ai promis. Între timp acolo să instalase bine biserica, am găsit-o într-un coteț, am mutat-o la Căminul Cultural și de acolo a pornit lucrarea și slavă Domnului s-a dus înainte. Modul ciudat în care i-am trimis, să știți că iară n-a pornit de la noi o inițiativă, vrem să, dar a fost dorința lor. Dar să vă spun cum au mers sau care a fost prilejul, motivația pentru care în Călăraș și în Oltenița au plecat cei doi misionari. Imediat după Revoluție era ideea aceasta să plecăm în vest, tinerii la lucru, să-și găsească un rost și așa mai departe. Și s-au îmbarcat 8 persoane într-un microbus să plece în Germania, dar să meargă, nu știu, prin Ucraina, Polonia, nu știu cum, ca să poată intra, că nu se putea intra oficial, se pare, așa mai clandestin. În noaptea aceea însă n-au reușit să iasă din România, au intrat într-un camion plin cu pietre pe marginea dreaptă și 6 din ei au murit pe loc. Am avut o înmormântare groasnică, să zic așa. 6 sicrie. După ce am predicat la mormântarea aceea cu inima sfârșiată, au venit 2 frați. Ionel Burzo cu soția și a zis, frate, pentru că strigam în durerea mea acolo, frații mei, la ce alergăm? Pentru ce murim? Oare n-ar trebui să alergăm și să murim pentru împărăția lui Dumnezeu în primul rând? Sau să intrăm clandestin în Germania să facem bani? Am fost destul de dur, unii chiar s-au supărat din rudele celor morți. Eu zic, oamenii ăștia au fost sfinți, ca odinioară Iosia, când a vrut și el să meargă să se bată cu împăratul Neco, cu faraonul Neco. Și nu știa că Dumnezeu vorbea prin faraonul Neco. Și a zis, vezi-ți de treaba ta, n-am cu tine război. Și cronicarul biblic spune foarte clar, n-a înțeles omul lui Dumnezeu, care a fost numai succes până atunci, că vorbea Dumnezeu prin faraonul Neco. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, și chiar prin vrăjmașii noștri. Și el, din mândrie, a vrut să aibă la palmares o bătălie cu un campion și să iei centura neagră. Și a murit. Și am zis, a murit un om al lui Dumnezeu, pentru că o clipă n-a avut călăuzirea. Ăștia au fost oamenii lui Dumnezeu, niște copii buni, curați, sfinți. O clipă n-au știut prioritatea și călăuzirea. 6 din ei au murit. Așa s-a născut misiunea în Călăraș, așa s-a născut misiunea în Oltenița. În Oltenița este singurul supraviețuitor, afară de șofer, din toți acei 7 frați. Și acolo a rămas fratele. A zis, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a mai dat o șansă, sunt în viață, mă duc să slujesc lui Dumnezeu. Și s-a dus în Oltenița. Vizitați-l, este acolo încă. Nu l-am mai văzut de atunci, mi se pare. Dar e acolo, am auzit că e acolo și face treabă bună. În Călăraș, abia însurat și Ionel Burzo, cu o fată fugită de acasă la noi în familie, eu am fost socru mic, pentru că fata nu avea părinți, au alungat-o de acasă. Imediat după nuntă au zis, plecăm în Călăraș. M-am uitat la ei, erau atât de cruzi, el arăta ca un copil de 14 ani. Unde se duc ăștia? Să-i trimit, să nu-i trimit, să-i las, să nu-i las. Așa. Dar ne-am bucurat că la urmă, acum sunt, nu știu, 2 sau 3, mi se pare 3 biserici pentecostale în Călăraș. Când era aproape pustiu, m-am dus
biserica penticostală de acolo era într-un coteț la o femeie necredincioasă. Nici găinile nu le-aș fi ținut acolo. Când am văzut, ți s-a rupt inima și imediat am zis, plătim noi căminul cultural, acolo te duci, în centrul orașului. Și așa s-a făcut lucrarea. Vedeți, de multe ori Dumnezeu ne trimite nu pentru că vrem să plecăm, dar ne trimite pentru că are nevoie de noi. Și folosește astfel de momente dureroase. Nu-i de dorit așa ceva. Mai bine să mergem de bunăvoie. Amin? Mă bucur că voi n-ați avut parte de așa tragedii ca să plecați și ați auzit glasul Domnului, ați înțeles că trebuie să mergeți. Nu vă descurajați, cred că nu sunteți uriași. Nici acești frați n-au fost uriași. Dar s-au dus, au rămas acolo. M-am întâlnit zilele trecute, fratele Daniel de la Slobozia, acolo a rămas cu soția, acolo s-au dăruit lucrării și așa mai departe. Apoi, ce aș mai vrea să vă spun din suferințele și bucuriile noastre este că am înțeles că nu noi trebuie neapărat să împingem oamenii, ci să ne rugăm ca Dumnezeu să-i motiveze și să-i împingă. Am primit în seara asta, n-am apucat să o citesc, 10 sicli și o costum de haine. Pot să motiveze pe un preot să slujească, dar nu-i motivația cea bună. Dumnezeu este Cel ce motivează corect și omul lui Dumnezeu, motivat corect, va fi folosit de Dumnezeu. Fie că are succes, fie că n-are succes, noi numărăm succesul cantitativ de cele mai multe ori, dar Dumnezeu este Cel ce dă rezultatele. Un misionar de pe câmpul de misiune era atât de descurajat că a zis, Doamne, predic și predic și predic și nu se vede rezultate, mă întreabă cei de acasă, na, cât ai botezat, na, ce ai făcut? Și eu tot le spun că încă mai lupt și încă mai fac, dar nu pot să număr ceva mai concret. Și sigur, în descurajarea lui, așa cum vă spuneam, câteodată credința slăbește și nu mai vezi prin credință și te uiți prin vedere, a zis, cred că trebuie să închei tot efortul meu și să mă întorc acasă. Pe când se gândea așa și se ruga lui Dumnezeu, Doamne, cred că mă înțelegi, nu cred că mai merită să mai încerc, de atâția ani mă lupt, atâta este, ce să fac? Mă întorc. Și el mărturisește, Domnul mi-a spus, înainte să te întorci, citește istoria lui Noe. Doamne, a zis eu, dar asta o știu așa de bine, am și predicat din ea de multe ori, mai citește o dată. O știu, Doamne, dacă ar fi ceva mai necitit, asta e chiar bătătorită, mai citește odată. Și când a citit acolo și a văzut că a rămas după 120 de ani de predicare, acest om al lui Dumnezeu a rămas singur. N-a reușit să pună în corabie decât animale, oamenii n-au vrut. Pentru că noi predicăm Evanghelia, dar oamenii o pot respinge. Oamenii pot să fie dezinteresați. Și cu asta ne confruntăm pe teren. Nu descurajați. N-ați mers în primul rând pentru oamenii aceia, ci ați mers pentru Dumnezeu. El îi iubește, El vrea să-i mântuiască, eu sunt martorul Lui și vreau să mă duc să le spun că Dumnezeu îi iubește. Nu suntem robii oamenilor, suntem robii Lui Dumnezeu pentru oameni. Și să nu uităm asta, Pavel a spus, dacă aș fi robul oamenilor, n-aș mai fi al lui Hristos. Și există riscul să fii manipulat, există riscul să fii descurajat. Omul lui Dumnezeu a înțeles atunci și a rămas să lupte mai departe, să spună mai departe, să fie o mărturie, așa cum se spunea și așa de bine, mărturie până la marginea pământului. Oamenii vor crede sau nu vor crede, mai mult sau mai puțin, asta este răspunsul lor și responsabilitatea lor înaintea Evangheliei pe care o predicăm. Ce aș vrea să vă mai spun este că am fost și în Siberia 40 de zile și 40 de nopți. De ce zic și 40 de nopți? Că nopțile erau minus 50 de grade Celsius. Ziua era caldă, era minus 35. Dar nici ziua nu puteam respira.
Din cauza ochilor și nasului, părțile umede. Mă miram cum trăiesc oamenii aceia acolo. Ce am văzut însă? O deschidere extraordinară pentru Evanghelie. Cum am trecut prutul? În Chișinău la închisoare și apoi în Hakasia, în Republica Tuva, Munții Saian, lângă lacul Baikal. O deschidere extraordinar de mare pentru Evanghelie. În România nu era așa ceva. Mergeam în fabrici, se închideau fabricile, încă mai era tabloul lui Lenin acolo pe perete, m-am pus cu spatele la el, așa, și am predicat Evanghelia. Se închidea fabrica să vină să asculte Evanghelia. Am fost la spitale. Păi în România te dă de afară, că nici nu intrai pe poartă. Am intrat în spital, au venit și doctorii și pacienții. Împreună stăteau pe scaune acolo să asculte Evanghelia. Am zis, în România nu este așa ceva. Am fost la închisori. În Căzâl, chiar în capitala din Republica Tuva. Și am văzut o deschidere extraordinar de mare. Când aici i-a bătătorit terenul și frații ce-mi spun acum, vin după 8 ani, frate, zice, nu mai e ca după Revoluție, nu mai vin oameni, nu ne mai ascultă, s-a bătătorit pământul, nu mai e ca și altă dată. Și zic, a fost un sezon pentru România, poate după Revoluție, a fost un avânt, o ușă deschisă. Dar iată că sunt câmpuri extraordinar de deschise pentru Evanghelie, extraordinar de deschise. În privința aceasta, măcar că erau cu 1000 de ani în urmă, tuvinii aceia trăiau în iurte, am fost în iurte, am văzut, am zis, extraordinar cum trăiesc oamenii aceștia. 6 luni, iarnă și animalele afară pe zăpadă, mi-era milă și de animale, nu numai de oameni. Că nu aveau ce mânca, scurmau cu copita sub zăpadă să găsească un fir de iarbă. 6 luni. Dar acolo am văzut oameni extraordinar de deschiși și setoși pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce am văzut însă acolo, frații mei, și am vrut să vă spun și o experiență puțin tristă. Acolo, fondatorul oarecum al bisericii de acolo, cel puțin pentecostal, am fost și la frații baptiști, era un misionar din Assemblies of God, dar trimis prin Slaviska Mission. Un om iubit de cei de acolo, un om care a reușit să atingă inimile, să strângă pe oameni, a făcut o singură greșeală care a costat dezbinarea și împrăștierea bisericii. Când ne-am dus acolo, cred că asta a fost singurul nostru rol, să adunăm la oaltă. Și au vrut să iei cina Domnului. Vă dați seama, ei dezbinați, nu se mai salutau de atâta timp. Știți ce a greșit bietul om? Când a plecat ca să se simtă liniștit la inimă, i-a ordinat pe jumătate din ei. Erau vreo 50, pe vreo 25 i-a ordinat. De-abia născuți din nou. Oameni simpli, sinceri, dar nematuri. Și de acolo a fost marea problemă. Ca pe 25 de căpetenii, toți au vrut să fie el mai mare ca între ucenici și s-a dezbinat biserica. I-am adunat să serbăm cina Domnului. Dar înainte să trecem, am zis, să știți că nu putem serba. Noi toți care luăm din pâinea Domnului, mărturisim că suntem una, mâncând din aceeași pâine. Iar voi sunteți dezbinați de atâta vreme. A fost o tăcere și am zis eu, risc să închei trist întâlnirea asta. Dar am zis, fraților, ce vă rog fierbinte. Dacă vreți cu adevărat să-L sărbătorim pe Hristos, care a murit pentru voi toți și a făcut o biserică din voi, măcar că sunteți așa de puțin, v-ați împărțit în două și n-ați mai luat nici cina Domnului de un an de zile de când sunteți dezbinați, uite ce, împăcați-vă unii cu alții și sărbătorim cina Domnului. A fost o tăcere de mormânt și am zis, vai de mine, dacă nu se întâmplă nimic, Doamne, ziceam în sinea mea, te rog, mișcă lucrurile. Știți cât a fost mai greu? Unu a ieșit. Că unii stăteau pe o parte și unii pe cealaltă. Aici nu-s două, sper, nu? Dar la ei erau două. Aici o biserică, aici cealaltă. Că nu puteau să stea pe același rând cu ceilalți. Unu a îndrăznit să iasă din partea asta, să meargă în partea aialaltă, să dea mână, să-și ceară iertare. Au pornit toți
Și s-au întâlnit toate persoanele pe mijlocul bisericii, plângând, cerându-și iertare. A fost, cred că, cea mai frumoasă cina Domnului pe care am sărbătorit-o vreodată. În Căzâl, uitați-vă pe hartă unde e asta, lângă lacul Baikal. Ca misionari, o greșeală poate costa să dărâmăm ce am făcut. Ce mi-a fost drag de ei, frații mei? Și ne-am rușinat în privința asta. Nu-l vorbeau deloc de rău. Deloc de rău. El zice, a făcut cum a știut, dar el ne-a dus la Domnul. Ei, de bucuria că i-a dus la Domnul, nu mai aveau de critica nimic. Ci zice, da, e adevărat, nu s-a întâmplat prea bine, dar el și eu totdeauna erau pozitiv cu privire la el. O greșeală. A fost mai îndrăzneț decât trebuia. Ce a făcut? S-a dus la președintele țării, acelei republici, semi-autonome, Căzâl, în Căzâl, și i-a zis președintelui, pe data de 21 noiembrie, dacă nu te pocăiești tu și țara ta, va fi un cutremur care va... Știți că președintele ăsta l-a luat în serios? Venea din America. Și pe data respectivă, omul a închis fabricile și școlile și a zis, toată lumea stă acasă. Dar nu s-a întâmplat nimic. S-a întâlnit președintele cu el la aeroport într-o bună zi și a zis, trebuie să vii la mine în office și să-mi dai socoteală de ce mi-ai spus să fac, am făcut și nu s-a întâmplat nimica. Fratele, în loc să se pocăiască, să zică, iartă-mă, am fost un pic prea îndrăzneț și n-am vorbit de la Domnul, ci de la mine. Nu te pocăiești, zice misionarul nostru către președintele, pe data de... Zice, lasă-mă în pace. O vrut să-i dea altă dată. Când zice, cu tremur, iară. Zice, m-am lămurit cu cutremurele, zice, m-am lămurit cu cutremurele. Și l-a expulzat. Deci asta a fost partea tristă. Dar știți care a fost partea frumoasă? Acolo exista o biserică de vreo 50-60 de persoane, născute prin acest om nedesăvârșit. S-a dus cu inimă, s-a dus de dragul Domnului, dar a făcut și greșeli. Acum vă întreb, dacă vrem desăvârșiți, nu-i trimitem pe ăștia. Dar nici nu se întâmplă nimic. Mulți mă critică, de ce încurajez, frate, pe toți? Zic, vreau să se întâmple ceva. Bine, da, dacă se întâmplă ceva rău. Zic, auzi, poate se întâmplă ceva bine. Și stăm așa și, da, dacă e ceva rău. Dar zic, poate e ceva bine. Și mai bine risc să se întâmple și rău decât să nu se întâmple nimic. Asta a fost cel mai mare ajutor ce l-am putut da. Să încurajez pe cei care au vrut să meargă și să devină oamenii lui Dumnezeu. În locurile acelea. Am plecat în Statele Unite. Ce greșeală am făcut și eu? Să nu vorbesc de greșelile altora. Adică una din multele greșeli ale mele. Este că nu mi-am cunoscut limitele. Nu știu dacă mă aude cineva. Ascultați, de la unul care la 46 de ani s-a prăbușit. După Revoluție, toate câmpurile și toate strigările le-am vrut să le împlinesc. Misiune externă, misiune internă, grădinițe creștine, policlinică creștină, brutărie să construim nu știu ce. Fugi în dreapta, fugi în stânga. Și n-am știut să spun nu, când era peste măsură de mult, și nu m-am cunoscut pe mine însumi, să știu că nu sunt un viteaz în ce privește fizicul ăsta și psihicul, ci sunt labil. Necunoscându-mă, nebăgând în seamă, n-am întrebat de ce bunicul a intrat în depresie. N-am întrebat. Ba, am știut, dar am zis, na, la el a fost un accident. I-a murit soția și doi copii. A intrat în depresie. Dar am căzut într-o depresie care 3 ani de zile m-a dus până în pragul mormântului. Fără să mă duc la medici. Când ziceam, cum să mă duc eu pastor, la doctor, că și așa niște frați păstori, eu m-am mărturisit la ei, că zic, după, mai ales după ședințe de comitet, iar mă înțeleg păstorii. Zic, este un lac acolo lângă mine și mă plimb așa un ceas, două. Unul s-a dus prin America și întrebau, ce face fratele, zic el? Zice, se plimbă pe lângă lacuri. Marea greșeală ce am făcut-o este că n-am știut să spun nu și nu mi-am cunoscut limitele.
nu forțați lucrurile. Dumnezeu mi-a spus, îți iei familia și pleci în America. Și cea mai mare luptă cu Dumnezeu, m-a ținut 3 ani și jumătate lupta. Cei din afară nu m-au înțeles. Prietenii mei m-au criticat și m-au rănit cel mai tare. Decapitezi biserica, lași toate vraiște, te duci, nu-ți pasă. Nevasta te-o fi zăpăcit, copii. Nici n-am spus măcar la copii. Cu nevasta mă mai înțelegeam. Așa. Să vedem ce zice și ea. Știți de ce a fost un șoc mare pe mine? Și o să vă spun și de ce m-a dus Dumnezeu în America. Că mulți ne judecă într-un fel și altul. Nu m-a dus pentru avere, am 65 de ani și n-am casă. În 2 ani de zile m-am mutat de 11 ori. La vârsta asta nu e ușor să te muți de atâtea ori. Dar e bine, e un exercițiu pe care vi-l recomand. Mutați-vă numai ca să vedeți câte lucruri aveți în plus, care n-aveți nevoie de ele. Un frate mă întreabă, zice, frate, zic el, ce faci? Zic, fac exerciții de zbor. Eu se gândeam, măi, la vârsta asta, ceva parașutism, ce? Nu, zic, mă tot mut de aici colo, ca și Avram cu cortul, și îmi dau seama că n-am nevoie numai de o valiză. După 11 mutări am zis, mă, ce simplu se poate trăi. Ce liber se poate trăi. De aceea, nu vă îngreunați cu treburile vieții și nu vă încurcați cu treburile ei, că vă mișcați foarte greu în împărăția lui Dumnezeu. De ce m-a dus Dumnezeu acolo? Frații mei, nici eu n-am știut, 3 ani de zile am întrebat și tot am sucit-o pe toate părțile. Eu țineam studii biblice împotriva celor ce pleacă în America. Vă dați seama, când Domnul mi-a spus așa ceva, în primul rând am zis că nu-i de la Domnul. Dar Dumnezeu, când a vrut să mă rupă, mi-a vorbit matematic și mi-a zis, 10 săptămâni, vin la tine să stăm de vorbă. Dacă era 69 de zile, nu credeam. Dacă era 71 de zile, nu credeam. Dar a fost chiar 70 de zile. Când mi-am dat seama că de la Dumnezeu, am intrat în partea extremă cealaltă. Că eu predicam așa, Dumnezeu aruncă pe cei pe care vrea să-i pedepsească în Babilon cu ei. Opa, frate, zic el, te duci la Babilon. Cum o scoți la capăt? Și atunci m-am dus la Dumnezeu și am zis, Doamne, ce am greșit? De ce? Chiar am păcătuit ceva, nu știu ce, să rezolvăm lucrurile. Hai, nu mă trimite dacă le rezolvăm. Cum? De ce? Cum? Ce? N-am știut că el are inimă de tată. Am uitat. L-am văzut împărat, l-am văzut conducător de oști, l-am văzut suveran, dar am uitat că-i tată. Ori în depresia mea, în primul rând, eram în fundul depresiei când am avut asta. Păi mi-era greu să mă duc din drum până în casă, să-mi bag mașina. Unde să iau 6 copii mici, să mă duc la 50 de ani în America? Vă dați seama ce credință a trebuit să vină peste mine? Ori în fundul depresiei, nu știu dacă a fost careva prin depresie, credința e aproape zero. Aproape zero. După 3 ani de zile am priceput. Vă dați seama cât de greu mi-a fost să pricep ce vrea să vorbească Dumnezeu. După 3 ani de zile, știți ce a zis Domnul către mine? Vreau să te duc deoparte să te odihnești. Aici în România tu nu știi să spui nu, tăvălugul vine peste tine, în fiecare zi telefoane, hai încoace, hai încolo, și am încercat să zic nu. Pentru că am încercat să zic nu, mă simțeam vinovat. Ce, vrei să te vindeci? Striga diavolul în urechea cealaltă. Dacă nici nu ai credință să te duci în lucrarea Domnului, ce ne te-a vindeca? Și nu mai știam ce să fac, să zic da, mă simțeam rău, să zic nu, mă simțeam rău. Și Domnul a zis, asta am uitat, frații mei, că Domnul Iisus Hristos a avut milă cu ce mă atacau frații. Nu-ți pasă de lucrarea lui Dumnezeu. Acum însă, după 3 ani, am putut să le spun, vouă nu vă pasă de lucrătorul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă și de lucrătorii lui, nu numai de lucrarea lui. Pentru că lucrătorii sunt copiii lui. Și nu vrea să-i omoare. Când Domnul a venit din misiune cu ucenici, erau epuizați și ei. Și au zis, haideți la o parte să vă odihniți puțin. Ne-au zis, ce odihnă? Credință, frate! Sculați-vă sus! Și înapoi, gata!
Puterea Duhului, gata, înapoi. Nu. La Ilie zis să mai mânci de două ori, să mai dormi de două ori, că drumul e lung. Ce să mânci și să dormi, frate? Dar nu ești penticostal? Păi nu-i de dormit și de mâncat. Aici ai de trudit. Dar vedeți, Dumnezeu are grijă și de lucrători, nu numai de lucrare. Așa am ajuns la Seattle și dorul de speranță m-a făcut să deschid o biserică Speranța acolo. Asta e mai mică, după măsura mea. Numai 100 de oameni, din care 50 mișcă. Ceilalți sunt vagoane. Să dea Domnul. Să dea Domnul să-i miște și pe el cineva. Dar mă bucur și de ei, că mai bine să dormi în casa Domnului, că poate unul strigă odată și te trezești, decât să fii afară. Mulțumim Domnului de 50-60 care sunt activi. Dar ce vreau să vă spun, ca să vă strâneți la gelozie? Nici acolo, mai ales cu cât îmbătrânești, nu mai vrei proiecte noi și alea vechi dacă le-ai putea simplifica. Dar am înțeles un singur lucru, mă, să nu împiedic lucrarea Domnului. Adică m-am ținut de ce știam la început, măcar că acum eram în vârstă. Măi, să nu împiedic. Și dacă pot, să mai încurajez puțin, măcar cu o vorbă, cu colectă, cu ce putem și noi face pentru ei. Au fost niște oameni pe care Dumnezeu i-a mișcat. Unul l-ați văzut aici, fratele Pavel Duma. Frate, mergem în Africa, faceți, deși mă gândeam, mă, oare cât costă, ești ca și omul care stătea în chirie cu biserica. Apropo de asta, Domnul nu ne-a chemat să facem clădiri, ne-a chemat să facem misiune, frații mei. Biserica de la început a stat în chirie. Am stat 7 ani în chirie și am ajuns de plăteam $4,200 chirie pe lună. Dar am zis, dacă Domnul ne dă, că la noi nu puteam prin forța noastră, dacă Domnul ne dă și nouă cândva, ne va da. Dar până atunci, să slujim lui Dumnezeu și să investim în împărăția Lui. Așa că am încercat să nu plece nimeni cu mâna goală de la noi, mai ales misionarii, și să încurajăm și în Moldova și în România și pretutindeni unde Dumnezeu ne-a investit. După fratele Pavel Duma, și ați auzit extraordinara performanță a mass mediei. Unii spun, mass media e de la diavolul. Și bine se spunea și la Linz. Păi și cuțitul fi de la diavol dacă o morg ei. Dar dacă știi să faci o mâncare bună, ce bună e cuțitul, nu? Așa că așa e și cu mass media, depinde ce faci cu ea. Dacă faci evanghelie cu ea, să știți că dă rezultate. Dacă nu, sigur, oamenii se nenorocesc cu mass media. A venit un alt frate, abia întors la Dumnezeu. Dar ăsta, după ce a fost un fiu risipitor din acela 100%, după ce a falimentat în căsătorie, după ce și-a cheltuit milioanele aiurea, după ce toate lucrurile rele care le-a știut și el să le facă, Dumnezeu i-a ieșit înainte și l-a întors acasă. Ce să zic, are spre 40 de ani probabil. După ce a venit, nu ne-a mai avut tihnă cu el. Fraților, ce facem? Oamenii merg în iad. Mă gândeam eu, stai un pic că te liniștești și tu, cum noi ne-am liniștit. Mai ține câțiva ani de pocăință din asta, așa, mai liniștită, și o să stai liniștit. Ăsta nu ne lăsa în pace. Tot datorită el și prin el, au zis, frații mei, Dumnezeu ne-a dat un local de biserică anul trecut. Ăsta nu ne lăsa. Noi eram certați în conducere și el venea să cumpărăm local. Cum să-i spun că nu ne-am certat în conducere, știi? N-am zis nimic, că nu se cade, nu? Așa, biserică penticostală, să spun. Numai că aici e cel mai greu, că toți sunt inspirați. Vrei să-l ajuți pe unul, zice, frate, eu numai cu Domnul vorbesc. Mai poți să faci ceva cu el? Nu poți să faci nimic. Au fost oameni care m-au scos afară din casă. Măi, am auzit că ți-ai bătut nevasta. Frate, tu cine ești? Mă, păstorul tău, cum nu mă recunoști? Eu numai cu Domnul vorbesc. Și omul ăsta nu ne-a lăsat în pace. Mereu și mereu ne-a torturat cu trebuie să facem ceva. Eu-s bebelaș, adevărat, dar când văd că stați toți și tolăniți aici, eu nu mai pot. Nu știam ce să facem cu el, să mai tacă, să mai ne lese în pace, știi? Dar după ce am luat localul prin el, am zis, măi, cum mă, prin nimeni nu a vorbit Dumnezeu? Toma, prin bebelașul ăsta a vorbit Dumnezeu. Păi n-o găsi pe altul, mă gândeam eu. După aceea am zis, mă, dacă îl mișcă Domnul și pe ăsta,
și eu vreau cumva să-l potolesc. Dar am știut cum, că el tot aștepta cumva de la mine să fac, să dreg. Dar eu ca unul care aștept pensia, am zis, mă frate, nu-mi da proiecte noi, eu vreau să mă pensionez. Dar am făcut altceva și am zis, frate, tu ai pe inima asta, da, na, tu să faci. Ești locomotivă, te declar locomotivă de astăzi, așa, că și așa ai făcut fum destul în jur, și te rog să mai iei din adunare câți mai poți și du-te. Și s-a dus în Nicaragua, fraților. La ultimul botez s-o boteza și nevasta lui, că după ce sunt toți la Domnul, lua și el o nevastă care o găsit-o, așa, din funcționarele lui. Așa, dar o femeie extraordinară, era născută din nou și s-a dus în Nicaragua și s-a botezat și soția lui. Acolo a făcut o diferență. Sute și sute de copii și de oameni se întorc la Dumnezeu, pentru că omul ăsta s-a dus acolo, s-a investit, e un om de afaceri, de altfel. Și s-a investit și s-a investit și s-a investit și s-a născut a doua lucrare de misiune în biserica aceasta de 60 de oameni activi și de 60 pasivi. Acum nu știu dacă cifra exactă, nu mi-o luați în serios, dar cam așa, așa în mare. Dar la omul ăsta i-a mai venit un verișor din Timișoara, Daniel Sas, cu jumătate de an, și eu am pus la cale cea de-a treia misiune și aș vrea să închei și să îl rog pe fratele Nelu Mihedinț, reprezentantul acestei misiuni în România. În ce constă lucrarea lor? E tot în câmpul mass media. Vă spun doar două cuvinte, fratele Nelu va spune mai mult. Dânsul e păstor în Biserica Elim din Timișoara și ne-a vizitat, suntem buni colaboratori. El a zis, cum am putea să legăm pe toți românii de pe Mapamond la oaltă, toate bisericile evanghelice chiar, nu numai pentecostale. Și prin acest site, oricine vrea să misioneze undeva și nu se poate duce el, să poată colabora cu cineva care e acolo în zona respectivă, să ajute, să sprijinească, să încurajeze lucrarea asta și să-i spună, am un coleg de școală în satul Let ca să-l aș. Aș vrea să fie evangelizat, că eu n-am făcut-o atunci când eram lângă el. Uite, rog prin această organizație, prin acest site pe care frații l-au pus la punct, să trimiteți pe cineva cel mai aproape misionar, din evanghelist din arie, și îi trimiți și o Biblie și un mic pachet și spui, de la prietenul tău din America am venit, și se deschide ușa și intri și evanghelizezi și îl vizitezi și îl aduci la Hristos dacă se poate. O experiență frumoasă la Linz, când frații au prezentat așa ceva, un frate din Italia sare, un frate păstor, frate, dar eu am în Seattle 6 nepoți neevanghelizați. Zic, ai nimerit-o bine, Toma la headquarter, știi? Toma unde-i misiunea, zic că te rog să vorbești cu frații să facă lucrarea asta. Frate Nelu, te rog să spui mai bine decât am știut eu. N-am făcut decât să le spun iarăși și la ei, fraților, vorba Eclesiastului, seamănă sămânța, aruncă, nu știi ce va ieși, dar decât să nu faci nimic, mai bine să faci ceva. Și decât să ruginești, mai bine să te consumi. Greu să vorbești după ce a încheiat fratele Ezechiel, dar dacă iau ștafeta de la el, e bine. Cred că omul despre care vorbea s-a inspirat în a da numele acestui proiect, Rise for Christ, de la mustrarea pe care l-a făcut-o fraților. Voi stați tolăriți aici, Rise înseamnă scoală-te pentru Hristos. Și de ce? E așa o lipsă de acțiune, toată lumea stă, parcă nu face nimic, e bine, ne bucurăm, mai ne amuzăm la niște lucruri pe care le spun frații și apoi uite ce bine a fost la biserică. Da, numai că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Domnul Iisus a spus asta, e Ioan capitolul 9, versetul 4. Și am adus pliante aici ca să vi le dăm.
Și aici ampliant înăuntru spune cine suntem și aici apare Hope Romanian Church. Este Biserica Speranța din Seattle, despre care spune fratele Ezechiel, din statul Washington, și Asociația Rise for Christ, înființată de credincioși din România, care au această râvnă pentru Dumnezeu. O râvnă pe care o avea și Apostolul Pavel când în scrisoarea către romani, pe care noi trebuie să ne însușim așa la propriu, scrisoarea către români, la scrisul ăsta pe internet unde nu se pun diacritice, așa și ei. Scrisoarea către români, capitolul 10, versetul 1, spune: fraților, dorința inimii mele, așa e oare? Și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți, spunea el, noi spunem pentru români, este să fie mântuiți. Domnul să pună dorința asta și rugăciunile noastre să aibă ca scop lucrul acesta. Asta e ceea ce facem, pentru că vrem să împlinim dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să vină la mântuire și la cunoștința adevărului. Așa scrie în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Și nu e așa, că este un lucru plin de înțelepciune. Este scris, rodul celui neprihănit este un pom de viață. Și Domnul să ne dea la toți înțelepciune. În continuare scrie, și cel înțelept câștigă suflete, Proverbe 11:30. Ce facem noi, v-a spus fratele Ezechiel, în mic așa. Adică sunt oameni care au plecat, așa ca și el, dincolo, și a rămas așa o dorință, măi, da, prietenii, da, rudele mele care au rămas. Au rămas fără Dumnezeu. Și își amintește și uneori se roagă pentru ei. Da, dar aici intervine proiectul acesta, Rise for Christ. Adică nu îi lasă să stea tolăniți, nici pe cei de dincolo. Și pe ăștia de aici vrea să-i miște. Și atunci, la solicitarea credincioșilor de acolo, un misionar, și noi avem deja 25 de misionari, acum eu mi-amintesc așa cu nostalgie de vremea când eram coordonator la seminarul de teologie evanghelică Elim și l-am avut pe fratele Cameron Wilson ca profesor la cursul de misiuni. Și atunci el ne-a predat și ne-a învățat să știm foarte clar unde mergeți voi în misiune. Păi la Ceacova, la Calacea, la... Nu, să ne fie foarte clar, aia nu e misiune. De aceea noi și proiectul ăsta l-am numit un proiect de evangelizare. Și chiar dacă aici este o conferință de misiune externă, am zis să intrăm și noi sub coperta fratelui Ezechiel ca să vorbim despre misiune, așa cum a făcut și el la început. A spus că a trimis misionare prin Oltenia, pe acolo, pe la Slobozia, pe la... Noi însă vrem să ne unim în efortul acesta, toate bisericile evanghelice, toți credincioșii care simt că este de la Dumnezeu. Dumnezeu care spune, voi face un lucru nou, să nu-l cunoașteți voi oare? Așa vorbește Dumnezeu și e bine că este câte cineva pe aici, pe acolo, care ascultă, vrem să ne dovedim și noi ascultători. Este site-ul acesta, riseforchrist.com, și acolo oamenii când intră vor fi călăuziți în așa fel încât să pună, să înregistreze o solicitare cu numele, cu adresă pentru cei care urmează să fie vizitați, să le fie făcută o invitație la biserică și să intre într-un proces de ucenicizare în cazul în care doresc acest lucru, bineînțeles. Suntem conștienți că Dumnezeu este Cel care lucrează și care ne-a chemat să fim împreună lucrători cu El. Este lucrarea Lui. Și noi vrem să recunoaștem vremea pe care o trăim. Și la conferința din Linz, și aici s-a mai amintit, erau între toți oamenii luptătorii care erau împărțiți pe specializări. Era o serie de luptători, de oameni, ca să zic așa. 200 de oameni care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel. Să ne ajute Domnul să ne dăm seama în ce vreme trăim și cum că mai este puțină vreme din zi, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și chiar dacă până acum, până aproape a venit noaptea, ai stat tolănit, scoală-te! Arise for Christ!
Acesta este îndemnul nostru pentru toți, Domnul să dea izbândă, Domnul care El este Cel dintâi interesat în mântuirea sufletelor. Și noi, de asemenea, pentru că suntem oameni înțelepți. Amin. Am urmărit împreună, stimați telespectatori, mesajul pe care pastorul Suciu Ezechiel l-a transmis în cadrul conferinței de misiune Romiscon 16, intitulată În fața ușii deschise. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere și vă aduc mai mult interes pentru misiunea transculturală, vă așteptăm cu multă bucurie și dragoste și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. La revedere!